găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Cascadă de vești proaste de la judecători pentru afaceristul brașovean Ioan Neculaie. El pierde proces după proces, fie că este vorba despre afacerile din Poiana Brașov, fie despre Roman S.A. Neculaie jonglează cu patrimoniul fostei uzine de autocamioane, dar judecătorii își fac treaba. Magistrații nu-i dau pace afaceristului nici în privința construcției ilegale din Poiana Brașov, pe care Neculaie trebuie să o dărâme. În cele două procese, sentințele pronunțate nu sunt însă definitive. Ioan Neculaie jonglează cu patrimoniul societății Roman S.A. în încercarea de a opri punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești care îi sunt defavorabile, explică avocata Marilena Mânjină. Pentru asta, Neculaie a încheiat un contract de închiriere a întregului patrimoniu de la Roman S.A. cu firma Prescom Brașov, societate care aparține tot lui Neculaie. Chiria este infimă, dar contractul are mare greutate. Potrivit legii, actul se înscrie în cartea funciară și nicio decizie anterioară a instanței defavorabilă lui Neculaie nu mai poate fi pusă în aplicare. Reprezentantul Asociației Pro Brașov, care deține 80% din Roman S.A., a cerut instanței să se facă dreptate. Am acționat în instanță Roman S.A. și Prescom Brașov pentru anularea acelui contract de închiriere. O instanță a tribunalului ne-a admis cererea și s-a constatat nulitatea absolută a documentului, declară pentru Mix TV avocata Marilena Mânjină. Nu știu, nu e vorba de niciun patrimoniu. Ăsta sunt procese făcute de Olaru, dar nu, n-au nicio relevanță. Atacați cu recurs? Nu știu, dar nu știu despre ce vorbești, nu pot să spun ce să atac. Nu v-au informat avocații? Nu, că nu e important. Dacă nu e important, nu mă informez. Dacă nu știe nimic despre închirierea patrimoniului de la Roman S.A., afaceristul Ioan Neculaie știe că a pierdut la instanța de fond procesul legat de construcția ilegală pe care a ridicat-o în Poiana Brașov, în zona unui important hotel din stațiune. Știe, dar nu dărâmă nimic. Nu trebuie să demolăm nimic. Ce construcție? Dacă ați declarat recurs, vă rog, vă ascult. Da, și dacă am declarat recurs, ce trebuie să spun, ție sau ce? Eu v-am vorbit cu pronumele de politețe, domnul Neculaie. Da, doamnă, trebuie să spun eu ție dacă am declarat recurs sau cum? Autobuz errat pentru elevii din centrul istoric. În fiecare dimineață, între orele 7.30 și 8.30, străzile Mureșenilor și Bălcescu sunt blocate de mașinile brașovenilor care își conduc copiii care învață la unul dintre liceele din zonă. De aceea, administrația locală încearcă să găsească o soluție pentru descongestionarea traficului. Una dintre variante ar fi introducerea unor autobuze speciale pentru toți elevii, mașini care să-i transporte până în apropierea școlilor unde învață. În curând, părinții care își duc copiii la liceele din centrul istoric al orașului nu vor mai avea voie să blocheze circulația pe strada Mureșenilor și Nicolae Bălcescu. Municipalitatea amenință cu amenzi și oferă o soluție, autobuze gratuite speciale pentru elevii de la Șaguna, Honterus, Sportiv, Miu și Pedagogic. Autobuzele vor circula între orele 7.30 și 8.30, când se înregistrează cel mai mare trafic și, evident, cele mai frecvente blocaje. Pentru moment, Regia Autonomă de Transport realizează simulări în vederea implementării proiectului. Mai rămâne de rezolvat și problema blocajelor din trafic în momentul în care copiii ies de la școală și sunt recuperați de părinții care își opresc autoturismele în stradă pentru a-i aștepta pe micuți. Copiii ați scris lui Moș Crăciun? Dacă nu, grăbiți-vă să-i adresați dorințele voastre, pentru că sunt semne clare că el va veni cât de curând pentru a împărți cadouri copiilor cu minți. Bradul a fost deja adus în piața sfatului de ajutoarele lui Moș Crăciun, pădurarii. În curând și străzile vor îmbrăca haina de sărbătoare, astfel că orașul va fi transformat într-un ținut de poveste. Avem pom de iarnă în piața sfatului. În câteva zile el va fi împodobit cu multe globuri și beteală. Odată cu aprinderea luminițelor din brad, este de așteptat ca și Moș Crăciun să vină. Brașov, oraș de poveste. Cu ajutorul unor noi ornamente, centrul istoric va fi transformat într-o scenă de baz. Astfel, sările nu vor mai fi atât de friguroase după o plimbare pe sub tavanul luminos de pe Republicii. Casa sfatului va arăta precum căsuțele din turtă dulce din poveștile lui Andersen, după ce vor fi aplicate pe clădirea nou restaurată steluțe și țurțuri luminoși. Sunt doar câteva dintre semnele pe care le răspândește primăria pentru a-l atrage pe Moș Crăciun la Brașov pentru copiii care așteaptă deja nerăbdător cadouri. Ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun? Păpușă. Păpușă. Ce fel de păpușă? Ioana. Păpușă Ioana. Și pentru tati ce să-i aducă? Pentru tati, mami, ce să-i aducă? Stilou. Stilou pentru birou. Și lui mami? Hai, uite-te la doamna. Și lui mami ce să-i aducă? Ciocolată. Ciocolată. Și lui tantinela, care are grijă de tine, ce să-i aducă? Cafea. Cafea. Da?
O să-i scriem, că e încă prea mic, nu știe, dar o să-i scriem, trebuie să primim, îi place pomul, e mic, nu știe, prima dată când vede și el brădâță. Hotelierii din Poiana Brașov nu au fost cuminți, cred autoritățile, care în acest an nu vor mai împodobi stațiunea din bugetul local. Astfel, în această iarnă, hotelierii sunt somați de primarul George Scripcaru să instaleze singuri brazi împodobiți pentru sărbători. În schimb, administrația va asigura un pom de iarnă și în Piața Enescu, locul în care organizațiile și asociațiile brașovene vor avea posibilitatea să organizeze un târg de Crăciun. 140 de locuri de muncă. Oferta a fost făcută de 7 societăți din județ șomerilor aflați în căutarea unui loc de muncă. Într-o singură lună, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă a organizat 3 selecții de personal. Conducerea AJOFM spune că din ce în ce mai multe firme brașovene agrează acest gen de evenimente. Un fel de mini-burse, în urma cărora angajatorii pot avea contact direct cu oamenii care ajung la agenție pentru vizarea carnetelor de șomer. Șomerii care au fost să își vizeze carnetele au avut șansa să vorbească direct cu 7 dintre reprezentanții firmelor brașovene care vor să angajeze salariați. Drept dovadă a preocupării și a bune colaborări între Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și angajatori, se poate observa că au crescut numărul locurilor de muncă, în același timp și rata șomajului a scăzut față de lunile precedente. Unii dintre oamenii fără loc de muncă ajunși la agenție nu au fost interesați nici măcar să vadă ce posturi sunt disponibile. Alții însă au luat la rând standurile societăților care au promovat meserii cum ar fi cosmetician, manicurist, instructor aerobic fitness, asistent nutriție, fizioterapeut, agent de vânzări, sudor, cofetar, electrician întreținere și reparații, barman, ospătar sau bucătar și croitor. Suntem în discuții cu angajatori pentru variantă de call center în cazul în care dumneavoastră ați fi interesată și de un astfel de job. De fel, în zona de call center, angajatorii oferă și această posibilitate de a se lucra în regim part-time. Un loc de muncă bun, care să ofere și condiții. Deci numai noi să avem îndatoriri și să fim transformați în sclavi, că am ajuns să muncim în România pe un salar de nimic. Și după o vechime muncă de 25 de ani, după studii superioare, am și eu pretenția la un loc de muncă decent. Cam orice în momentul de față, în special, nu știu, ceva într-un call center sau ceva de genul ăsta, pentru că am ceva prieteni și cunoștințe care s-au angajat în domeniul ăsta și, din câte știu, nu au cerințe foarte mari. Noi suntem o firmă care angajează personal cu experiență în croitorie, deci cam asta ar fi oferta noastră. Și vin oamenii, adică sunt interesați? Destul de puțin, pentru că cerem și experiență și sunt puține persoane care au experiență în domeniul acesta. Căutăm oameni cu calificare, cu experiență, oameni dornici de muncă. Și ce le oferiți? Le oferim joburi de locuri de muncă stabile, le oferim un salariu stabil și o oportunitate. Mare, mic salariu? Păi salariile sunt salariile în funcție de experiență. Conducerea agenției va organiza astfel de selecții de personal de fiecare dată când firmele brașovene vor solicita ajutor pentru angajare pe locurile vacante. 1 decembrie vine cu controle la Brașov. Șeful Direcției Sanitar-Veterinare Dorin Enache anunță sporirea acțiunilor de verificare a procesatorilor, producătorilor, unităților de abatorizare, lanțurilor comerciale, dar și a unităților de cazare. Asta pentru a preveni anumite probleme cu care s-ar putea confrunta consumatorii în perioada sărbătorilor. Tot în luna decembrie, dar din data de 10, va fi înființat un comandament național de iarnă cu sediul în județul Brașov. Patronii, pregătiți-vă de sărbători cu mare atenție dacă vreți să vă păstrați banii în portofele și să nu-i dați pe amenzi. Sporim acțiune de control atât pe lanțul alimentar, atât în zona comercială, cât și în zona de procesare și mai ales pe zona de industrie de ospitalitate. Mă refer la unități de alimentație publică, pensiuni, restaurante, plasate în zone foarte importante din punct de vedere al sezonului rece. Mă refer în primul rând la faptul că în județul Brașov avem peste 1300 de unități autorizate sanitar-veterinar care fac acte de ospitalitate.
Directorul DSVSA Brașov, Dorin Enache, spune că specialiștii vor fi atenți să verifice condițiile sanitar-veterinare privind siguranța alimentelor. Se vor preleva probe în direcția precizării unor aspecte legate de bunele practici de igienă și bunele practici de procesare, iar toate acestea se vor analiza în laboratorul instituției, care are o activitate laborioasă. În perioada 10 decembrie-10 ianuarie se va înființa și un comandament național de iarnă, ce va avea sediul în județul Brașov. În acest interval vor fi verificate unitățile alimentare și de cazare de pe Valea Prahovei, Brașov, zona Abraham Moeciu, Zărnești, Făgăraș. Cei care dețin porci vor putea face examenul trichineloscopic în mai multe locații din județ. Probele în direcția examenului trichineloscopic se vor efectua atât la circumscripțiile de liberă practică, cu un tarif recomandat de 15 lei, care variază în funcție de cheltuielile cabinetului, iar la nivel de medicină veterinară oficială se va putea face acest examen în cadrul laboratorului DSVSA Brașov și în circumscripțiile de control alimentelor amplasate la Piața Star și în alte localități ale județului. Prețul unui astfel de examen în obiectivele de stat este de 11 lei. Din data de 15 decembrie, laboratorul Direcției Sanitar-Veterinare și circumscripțiile de stat vor avea program prelungit. Insolvența, o soluție de redresare a afacerii. Aceasta este tema principală a unui seminar organizat de Camera de Comerț și Industrie din Brașov în parteneriat cu o casă de insolvență. La seminarul, care va fi susținut de doi specialiști din domeniu, care se va desfășura săptămâna viitoare, sunt invitați să participe atât reprezentanții ai companiilor mari și IMM-urilor, cât și practicienii în insolvență. Conferința va prezenta companiilor informații legate de implicațiile pe care le au modificările survenite asupra procedurii de insolvență în lumina prevederilor noului cod al insolvenței, efectele perioadei de tranziție prin Ordonanța de Urgență 91 din 2013, precum și recomandările de modificări pentru forma finală a acestei noi legi a insolvenței. Nu știm dacă aceste modificări sau codul insolvenței în varianta în care se va discuta la momentul conferinței se vor legifera, dar există anumite modificări fundamentale sau există diferențe majore față de legea 85 din 96, din 2006, scuzați-mă, legea insolvenței, și considerăm că este util ca atât practicienii în insolvență, cât și antreprenorii să ia cunoștință de aceste diferențe. Pe lângă modificările legislative propuse în procedura insolvenței, se vor mai avea în vedere și alte teme, precum analizarea metodei firul roșu al unei proceduri de insolvență, metodele de reorganizare aplicabile și opțiunile de restructurare în afara procedurii de insolvență. Conferința va avea loc în data de 27 noiembrie de la ora 11 la sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov. Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului sună interesant, poate deveni o specializare care promite în viitor. De săptămâna viitoare vor începe cursurile de specializare în meserie. Pregătirea va dura 90 de ore, iar la final, cei care vor promova examenul de absolvire vor primi un certificat emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale. Tehnicianul proiectant urbanism și amenajarea teritoriului are următoarele competențe specifice. Întocmește documentațiile în vederea obținerii avizelor necesare executării lucrărilor de construcții, raportează și susține alegerea soluțiilor, urmărește aplicarea legislației și a avizelor eliberate, planifică sarcinile proprii și timpul de lucru, concepe soluții la nivelul detaliilor specifice și întocmește și modifică desene de urbanism, dar și multe altele. Programul este de două ori pe săptămână, după amiaza, de la orele 16:30, câte 4 ore pe ședință. Este un curs cu o durată de 90 de ore, deci va dura cam 2 luni de zile și se adresează, în primul rând, ca și condiție de acces sunt studiile medii, deci persoanele care au studii medii. Cursul de specializare începe în data de 27 noiembrie și costă 800 de lei. Înscrierile se fac la sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, la Direcția de Învățământ, Formare Profesională. Începe Fulg de Nea, festivalul de muzică ușoară a ajuns la cea de-a 8-a ediție. Evenimentul destinat copiilor a devenit deja o tradiție pentru Brașov. An de an, pe scena concursului sunt descoperite noi talente. Invitatul surpriză din acest an este interpreta Marina Florea, care va susține un recital în seara galei festivalului. În acest sfârșit de săptămână, brașovenii sunt invitați la Sala Patria pentru a se delecta cu muzică ușoară în interpretarea copiilor. Organizatorii ar dori ca festivalul să fie o rampă de lansare și promovare a copiilor talentați.
dimineață, aproape toți concurenții noștri au plecat la festivaluri internaționale. Festivalul Io Canto din Italia este unul din acestea, care a oferit câștigătoarei de acum 3 ani o bursă la Art and Music Show din Milano, care a oferit scena din Sanremo lui Ioan Moise Bădulescu din Mioveni, câștigătorul de acum 2 ani. La ediția din acest an sunt înscriși 50 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Ei vor concura la cele două secțiuni, interpretare și creație. Și ediția din acest an se bucură de sprijinul autorităților brașovene. În acest sens, Consiliul Județean a alocat un buget de 8.000 de lei, iar primăria a pus gratuit la dispoziția organizatorilor Sala Patria. Mi se pare mai mult decât firesc să susținem acest gen de evenimente care, pe de o parte, promovează talentele brașovene, dar susțin, practic, promovarea talentelor românești în rândul copiilor. Cine suntem noi în Uniunea Europeană? Putem supraviețui în afara Uniunii? Sunt doar câteva dintre întrebările la care răspunde doctorul în economie Radu Golban în cea mai recentă carte a sa, România, alternative la corsetul UE. Volumul a fost lansat în premieră națională la Brașov, la Universitatea Transilvania. Cartea România, alternative la Uniunea Europeană a fost lansată în Amfiteatrul Emil Poenaru în prezența numeroși studenți. Brașov este un loc care îl asociez nu numai cu centrul geografic al României, dar și cu un adevărat centru cultural și istoric al României. De aceea cred că un subiect central pentru România, precum este Europa, nu poate fi dezbătut mai bine decât într-un oraș cu o cultură multietnică, cu o cultură și istorie bogată, precum este cea a Brașovului. Autorul susține că subiectul Uniunii Europene ar trebui să preocupe mai mult pe toată lumea. Asta ar însemna participarea și o poziție clară a României în plan european. Pentru că, mai spune el, în context european trebuie să fie vizibilă și amprenta românească. Însă autorul vine și cu posibile alternative pentru o țară în afara Uniunii, pe care el o vede ca pe un spațiu protecționist, dar și restrictiv. Este o preconcepție a crede că doar în cadrul unei structuri protecționiste precum este cel al Uniunii Europene putem răzbi împotriva globalizării. Nu. Modelul Elveției ne arată de pildă, pentru că trăiesc în Elveția de 10 ani de zile, că Elveția este atât o țară protecționistă pentru propria agricultură, dar deschisă unui spațiu internațional pentru relații economice. Deci globalizare și protecționism merg mână în mână, însă nu pentru o țară la periferia Uniunii Europene. Multe problematici pe care le dezvoltă autorul sunt de mare actualitate și pot face obiectul agendei de lucru a guvernanților, a clasei politice și chiar mai mult a societății civile. Cartea va mai fi prezentată în următoarele zile și la Timișoara. Poezie, muzică și imagine le-a combinat în mod fericit profesorul Nicolae Radu Frunteș, care și-a lansat un nou volum de poezie din ciclul Prescuria. El a citit din creația sa pe fondul unei proiecții de fotografii cu peisaje de o rară frumusețe din satul natal Șirnea, una dintre cele mai pitorești localități montane din România. Doar milostivirea are un hău atât pe care îl trece doar iubirea. Până acum, seria Prescurilor a fost dedicată, printre altele, sărbătorilor creștine, rugăciunii și postului, virtuților precum înțelepciunea, dreptatea, cumpătarea și credința. Prescuria a ajuns astăzi la numărul 9, are ca temă predicile din liturghie. Profesorul de sport Nicolae Radu Frunteș este dascălul ce a îndrumat și a condus spre performanță multe generații de elevi. Destinul lui este legat strâns de cel al satului brașovean în care s-a născut și pentru care poartă o mare dragoste, Șirnea. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!